Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 202 din 366. Eu sunt Sorin Veștemean și în fiecare zi a anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc diferit. Pachetele pe care vi le prezint în cele din urmă vor ajunge pe zidul de cărți din spatele meu. Iar cărțile de joc pe care le vedeți pe zid au fost decise chiar de către voi unde va ajunge fiecare. Dacă vrei să fii tu următorul care decide asta, lasă un comentariu la acest video cu rândul și coloana de pe zid. Și să te uiți atent ca acel loc să nu fie deja ocupat. Astăzi vă prezint pachetul Bicycle Snail. Haideți să deschidem pachetul, să descoperim împreună. Am să vă prezint foarte, foarte încet acest review, pentru că avem Bicycle Snail. Ne mișcăm cu viteza melcului. Avem un melc care se cațără pe un copac, care e ilustrat pe acest fundal de la asul de limă neagră. Avem portocaliu, negru și atâta. Pe una dintre margini, Air Cushion Finish, un merculeț, made in USA. Pe cealaltă parte, The United States Playing Cards Company. Sub cutie, faptul că se produse de către playingcardsdex.com. În state, Erlanger, Kentucky, made in USA, textul clasic. Deasupra pe cutie, Limited Edition, Poker Size. Și pe spate avem designul, doi melci pe fiecare colț, arată ciudățel pe spate, cel puțin combinația de culori cu acest portocaliu și acest crem deschis alb, nu știu, gri deschis spre crem nude. Hai să deschidem cutia, să vedem cărțile de joc cum arată. Sunt extrem de curios. Înainte să scot cărțile, să știți că această cutie se simte exact ca un bicycle standard la atingere. Dar ce superb! Un design neașteptat de frumos. Avem o damă de inimă roșie, ce mai probabil este o dublură. Ador designul, ador culorile, iubesc această carte, cum este dusă până în extremități și extrem de modificată peste tot, și la fontul de la Q, și această inimă roșie, și un melc care se cațără pe un Q. Ador și aceste cerculețe de aici. Superb ilustrat, nota 10. Și pe cealaltă parte avem azi de inimă neagră, deci avem un double back, un double face, foarte de gust și azul de inimă neagră, cu norișori, tot la fel cu melculeț pe fiecare colț. Și spatele cărților de joc, exact ca pe cutie, parcă se vede mai bine pe cărți. Cred că din cauza că avem această margine albă și îmi place că este rotunjit, este destul de bine dus până în margine, ceea ce înseamnă că se vede foarte, foarte frumos pentru spread-uri și pentru evantaie. Dar haideți să vedem întâi pe față cărțile cum arată. Avem primul joker, seamănă cu șacul din League of Legends, pentru cine se joacă, deasupra patru pipuri, foarte simpatic jokerul, cam ciudățel aici cu bărbița asta, dar hei, ce sunt eu să judec. Avem joker, celălalt joker cu portocaliu, mai roșiatic, îmi plac amândoi, poate mai mult acesta cu portocaliu. Și avem primul as, asul de inimă neagră. L-am văzut mai devreme la acea carte cu față dublă, cu acest norișori, care de fapt sunt cochilile de la melc, la fel și aici pe centru, parcă te hipnotizează, sunt ca doi ochi. Și restul cărților de joc care păstrează acest lucru pe pipuri. Foarte drăguț aranjate și aici pipurile la 7, avem și 9 și 10. Foarte simpatic acest melc care se cațără întotdeauna. Foarte, foarte tare picture cardul. Dar ce sexy fata. Avem și popa. Îmi plac foarte mult cărțile. Avem și cărțile de inimă roșie. Cărțile de rom care sunt mai portocalii, nu sunt roșii. Iar picture carduri foarte tari. Genial designul din nou. Toate picture cardurile îmi plac la nebunie. Pe față pachetul are nota 10 din partea mea. Un design foarte bine muncit și cu gust. Avem asul de treflă. Popa de inimă roșie, foarte mult îmi place. Dama de inimă roșie. Și juvetele. Și restul cărților de inimă roșie. Până la asul de inimă roșie, unde este mai mare. Drăguț, din nou cu acest fundal făiduit. Și o carte cu spate dublu. Până acum pachetul, faptul că am două carte cu față dublă și o carte cu spate dublu, îl face un pachet foarte bun pentru trucuri. Și mai ales că sunt vizibile. Hai să vedem la un evantai. Extrem de bine arunecă pentru evantaie, se vede super, super mișto. Pur și simplu îl ador. Să vedem și pe spatele evantaie cum arată. Foarte bine, îl ador din nou. Îmi place foarte mult și arunecă foarte, foarte bine.
vedem la evantale cu câte o mână. Superbă ești evantaiele. Se mișcă extrem de bine pentru evantai acest pachet. Și urmează evantaiul dublu. Peste așteptări. Toată prezentarea acestei pachete până acum a fost peste așteptări. Am avut așteptările poate mai jos, datorită cutiei care era mai portocalie și părea un pic mai ciudățică, dar până acum pachetul îmi place extrem de mult. Și pe spate cu semn de partea asta întunecată, mai cu fade. Ok, să-l strângem. Pe margine zgârie un pic și pe partea asta și pe partea asta și se văd de la lama care a pătruns pe ele, se vede un pic o zonă, cred că n-a fost bine ascuțită. Hai să vedem și la dribble. Relativ bine. Mult mai bine. Pe colțul parcă nu l-a dor foarte tare. O să dau un total pentru dribble nota 8. Hai să vedem și la springuri. Pentru springuri 9.50. Ia să mai dau încă unul. Da, rămân la nota 9.50 pentru springuri. Să vedem ce se întâmplă când aruncăm o carte. Îi dă un spin ok. Se vede drăguț în aer. Nota 8.50 pentru aruncări. Mi-aș fi dorit mai mult spin și poate mai mult control atunci când arunc cartea, pentru că simt că mă chinui puțin. Și bineînțeles, să vedem la cardistry cum alunecă acest pachet. Îmi place combinația de pe spate cu față și cărțile negre parcă sunt un pic mai albastre așa și n-am observat asta. Mi-am crezut că sunt negre, dar sunt așa un pic mai navy. Și e foarte bună combinația pe față între cele două culori, portocaliu cu acest navy. Îmi place foarte mult. Îmi place partea asta întunecată de pe spate, cum vine lumina de pe față. Merge foarte bine în combinație. Foarte binișor și pe ele power spread, îmi place. Când mi-am luat acest pachet, aveam așteptările aici, jos, dar acum e la așteptări sus. Îmi place foarte mult, îl ador pachetul și îl recomand cu siguranță și pentru cardistry și pentru trucuri. Neașteptat de mișto pachetul. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Bianca Manole 8495 pe rândul 2, coloana 12. Haideți cu el pe zid. Avem rândul 1, rândul 2 și coloana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Are tot ce vrei în conjur. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod. Ne revedem mâine după cum v-am obișnuit, iar până atunci îți urez să ai o seară de colecție. Pa, pa!